Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o autocisternă încărcată cu lapte pe drumul Național 6 în satul Vălișoara, comuna Bucoșnița. Până la sosirea echipajelor, șoferul a acționat cu două stingătoare, limitând extinderea incendiului la restul autovehiculului. Pompierii au lichidat incendiul, care se manifesta mocnit cu degajări mici de fum în scurt timp de la sosire. În urma evenimentului produs cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric, capul tractor al autocisternei a fost afectat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Astfel, reprezentanții ISU recomandă să nu faceți improvizații la instalația electrică, să o verificați doar în ateliere autorizate de către specialiști și să controlați întotdeauna perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul. Tot un scurt circuit electric a dus la izbucnirea unui incendiu într-o garsonieră din comuna Mehadia. În acest caz, s-au deplasat pompierii din cadrul punctului de lucru Băile Herculane cu o auto specială de stingere. În urma incendiului a ars întreg mobilierul din locuință. Pompierii au reușit să salveze din calea flăcărilor două aparate electrocasnice și o butelie, eliminând astfel riscul producerii unei explozii. Din fericire, nici în acest caz nu au existat persoane rănite. Recomandat este să efectuați verificarea periodică a instalației electrice și să nu lăsați în funcțiune nesupravegheate aparatele electrice, să nu folosiți instalații electrice improvizate, la suplimentarea receptoarelor asigurați-vă că instalația existentă poate prelua consumul adițional, să verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și să înlocuiți atunci când sunt uzate, să nu folosiți prize sau întrerupătoare slăbite, să nu supra-solicitați o priză, deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent și să instalați și să utilizați aparatura electrocasnică, respectând indicațiile producătorului. Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență www.pregătiri.ro și aplicația de mobil DSU. Pompierii cărășeni au fost solicitați să intervină în aproape 20 de misiuni într-o singură zi.